Cei doi bărbați, de 29, respectiv 41 de ani, din localitatea Vulceană Dăiești, au fost prinși de polițiști în trafic, iar în mașina în care se aflau a fost găsit și un cuțit tip macetă, pe care l-ar fi folosit în urmă cu câteva zile într-un magazin din Râmnicu Vâlcea pentru a amenința alte persoane. Ei au fost identificați de polițiști după ce în spațiul public au apărut imagini cu ei în timpul scandalului baza probatorului administrat cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore în cauză polițiștii continuă cercetările sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria râmnicu-vâlcea în vederea probării întregii activități infracționale a celor două persoane activitatea a beneficiat de sprijinul în din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale vâlcea cei doi sunt cercetați pentru tulburarea ordinii publice și amenințare